Uleiul o adus și tu sticla de ulei, să pun o țără pe plită, pe ulei. Bună ziua, prieteni! Bună ziua, domnilor și domnilor, bună ziua, dragi prieteni, suntem pe canalul Leuțu de la Strehaia. Un pic. Uleiul, ai dat foc la aia. Ce făcuși, Leu? Trage-o din viză. Ce? Prea mult ulei. Păi lasă că n-ai, uite, curță jos. A, și nu am tăviță acolo. Nu, măi, oprește, trage din priză, oprește, mă, rulinetul ăla, așa. Și unde e aia? Nu te caut-o pe ăla, pe tăvița ei. Unde? Acolo unde e mașina de tocat. Prieten, am poftit azi niște mititei, am vrut să mă duc la ieșire din străia la restaurant. Da. Și mi-a zis cu turnița, ce credeți că mi-a zis? Bucătare, te duc la restaurant, e 5 lei mititele. Mai bei o bere și mai bei... Mai sucuri, mai alea și pe ea. Așa că hai, da, pe 50 de lei, să ciupercile trebuia puse în partea la acasă. Aici, aici. Ia. Mai putem noi să stăm și noi un pic acum la... Nu am... Le pun ulei la ciuperci. Servețele, Leuțu. Le pun ulei. Nu, nu, m-a făcut patronul, de dufoc. Bagă-l sare în ele. Băgai. Hai la noi acasă, punem pe plită, nu știu ce, și facem acasă. Avem o caserolă de mici de ei. Mă, dacă vă ziceți așa de acord, hai. Așa am și făcut. Suntem cam viața, să dezghiați. Dar adevărul că nu puteam să stăm acolo la noastră, pentru că eu am vrut să stau, pentru că am zis, lasă cu trinția, nu mai aia și aia, că mai stăm și noi un pic aici, totuși în păduri, așa, și mai ne relaxăm. Dar la restaurant acela cânta muzica. Nu puteam să facem nici vlog. Nu e vorba de vlog. Nu putem să stăm unde e muzică. A, da. Pentru că Doriu Guzianu și... Așa e. Da, aia de lemn ce s-a adus, doamna Gabriela, multe de aia s-a adus. Așa. Mi-a adus, dar nu, mai le lăsai înăuntru, zic să nu le ies. Până facem și noi, eu, ce... Oișorul ăla le-am pus înăuntru ce mi-a adus doamna Gabriela. Nu mai le-am desfăcut din ce foarte erai. Foarte bine, ascunde-le până facem. Le puse în casă, în mobilă. Că uite, mai am ăștia ce mi-a dus să... Așa că o să-ți fac acolo sobiță, cuptoare și mineu și alea, alea. Dă-i drumul. Așa, să mai pun mic. Cătă, spune-le și la prieteni despre canalul meu. Ai uitat? Da, prieteni, am și o rugăminte la dumneavoastră. Un canal foarte bun. Am și o rugăminte la dumneavoastră să vă abonați și la canalul meu cu Tunița și bucătarul de la Strehaia. Și partajarea e eșuată. Dă încărcătorul, mor cu telefoanele astea. Uite și nu pot să încarc un vlog de partajarea asta. Trebuie să iau iarăși de la zero acum. Mai încă două ori de așa. Doamne, iartă-mă că mine să vorbesc foarte suntem. Abține-te și tu. Da, dar mai stau o oră încă o oră acum. Acum stai. Așa, prieteni, am toată încrederea în dumneavoastră, că știu că numai dumneavoastră puteți să mă ajutați și pe mine cu abonările, să vă abonați și la canalul meu. Cum ai denumirea la canalul Cutunița? Canalul meu se numește Cutunița, bucătarul de la Strehaia. Azuleuță, dar de ce l-ai pus? Cutunița și bucătarul, nu bucătarul de la Strehaia. Nu, nu. Cutunița și bucătarul de la Strehaia, nu? Zăi bine? Da, da. Cutunița și bucătarul de la Strehaia. Cutunița și bucătarul de la Strehaia. Acesta este canalul meu, prieten. Dacă vreți să vă abonați și la canalul meu, prieten, dacă o să pot, o să vă pun un link acolo în descriere cu... care vă duce direct către canalul Cutunița. Da, Leuțu, așa să pare, mami. Te rog frumos, Leuțule, ajută-mă, că și eu v-am ajutat pe voi la canalele voastre. Da. Ca așa, acum... Eu ce cred? Cutunița, eu... Îmi dai 300 de lei, ca să ajungi. Da, da, da. Ia, cutunița și bucătare. Nu găsești, că n-are niciun abonat. Auzi, nu are, da. Găsești numai conturile noastre, nu găsești. Și câte abonați îmi trebuie ca să mă găsesc? 5-6 persoane înainte ca să poți să te găsești în toate lumea. Păi, haideți, prieteni, dați acum. Haideți, prieteni, vă rog, nu găsim. Abonați-vă la filtre și la canalul meu. Las-o, găsește. La filtre? Da.
că și Alina a fost de acord să mai fac și un canal. Ia du-te, adu-te cu cutile aia de lângă de aia. Sunt care stăiate acolo, le pune mâinile la încălzit. Unde? În bucătăria, unde ești tu. Așa, prieteni, vă promit, dacă vă abonați la canalul meu, că o să vă filmez numai filmulețe, numai filmulețe frumoase. Că te zice, ce sperii oamenii ca să nu se mai abonează? Numai lucruri trăznice? Da. Iar hai să facem un canal, să avem un canal separat de lucruri trăznice. Nu ne este de nou în caracter. Vezi că n-ar merge? Ai. Să avem un canal numai de bancuri, de glume. Da, deci, adică, da, să ne facem pe noi între noi și ne facem boacă, nu am nimic. Da. Adică eu să fac și eu capcană stempedici, eu ultimie, eu... Da. Știe și tot așa. Ia pune el în joiul cu tine și vedem ce zice. Se-i bași telefonul. Și ce lucruri trebuie să se facă bucătarul. Se bași telefonul în mașina de spălat. A, nu-i chiar așa, până aici. Nu-i chiar așa. Mai am o surie. Da, am sunat pe Ali, nu vine. A zis că o să faci acasă, nu știu cui, a zis la cuptor, nu știu ce. Tu la grătar, de fapt. Eu, întinge-l înapoi și trage-l pe tine. Ai văzut că ce ne-a dus-o doamna Gabriela? Și de aia care se întoarce mici, crește de la. Mai pun mici chei. Mă duc să-l spun pe Dodo, să văd să-l spun pe Dodo. Gata. Da. Eu uite ce s-a făcut și chei și ciupercuțele. Trebuie o ciupercuță cu geamă, dar uite că nu-i luat nici eu. Dar le-ai înțepat? Nu le-am înțepat. S-au dus din ele. Zama sau... Pasta. Asta e prea pârlită. Că da. Îți pun două mici, așa. Să faci bucătare. Punem două mici. Două mici. Două mici, da. Două mici. Ce? Două mici tei, hai. Doi mici. Aia, că cred că a crezut că a greșit celălalt. Dezinfectăm gingivita ca să putem lupta cu mititelul. Este ușor asta, nu? E ca în ferbinte și nu pot să țin în mâine. Numai gingivita ta e grijă să dezinfectezi, dar a noastră nu te gândești la mine. Pune să-l fac cu video. Facem așa. Lăsă mâine. Iar jleu. Mamă, cum sunt citei. Am băut zama aceea din interior. Este zămoș. Este zâmpită de asta moale. Ia că-te și o ciupercă sus. Mersi cu turito. Gingivita e dezinfectată. Și numai bine poate să rume. Așa trebuie să proceda și voi. Și mic întotdeauna să-l luați. Să se simte că e mic și e mic în mâna ta. Lei cu mâna. Ce faci cu Ali că te bagă ăla la străbire, îți face injecția de străbire.
Mai au hâluț, că facem injecție de străbire. Să nu mai ai poftă de mâncare. Injecție de străbire. El a făcut, auzi, Alin. Să nu mai mănâncă, auzi, să nu mai aibă poftă. Da, se numește cer... fără pofta de mâncare. Da. Dar Alin zice că a făcut și vrea să a vrut să facă... Că nu era el așa gras, să facă experiență. Dar eu m-am gândit, trebuia să facă experiență pe Niaela, că durerea era mai solidă, mai făcută. L-a făcut pe el primul. A zis că ea n-a făcut, a fost frică. Iau Niaela, dă-ne răspuns. Dă-ne răspuns. Auzi, tu n-am auzit asta, ce injecție. Păi dacă vrei să slăbești, iei o ambiție și slăbești. Ori te duci la sală, ori nu mai mănânci. Da. Dacă vrei să slăbești, nu injecție. Eu uite să ne aduc și nouă, am vrut să mă duc eu, să iau o parte de lucru pentru mine. Burețile sunt extraordinare cu tine. Burețile? Așa se zice la mine, că ți vine și prieten la ciupări și se zice bureți. Dacă ne luăm ce noi vorbim. Nichitelu, ia uitați. Vorbim cu bureți și românești. Bureasă. Ciupercuța, burecuța, nu-i așa zice. Lucrare adevărată asta. Fă-mi și mie o ciupercă așa flambată, cum ai zis aia. Chiar că e adevărată. Eu pe așa flambante, hai. Lucrare adevărată. Două ciupercuțe. Acum adă un Nichitel. Adun Nichitel. Așa, așa. Uite, putem, poți să-ți zici și tu, să fie înaintea lui Gianu, să dai și lui de pomană. Da, bine, dar și cum să zic, că mi-a zis... Lasă, nu te mai luat după alții, că nu-i bine să-i dai până după 6 luni. Cu 6 săptămâni, ce al zic. Da, acolo, să fie. Pentru merită și eu, săracul. Eu dădea pe poartă, uite acum, cum făceam noi, fie orice grătărel, orice... El parcă îl chema parcă Dumnezeu. Parcă aud sunetul ăla cu pantofii lui când merge așa. Da. A fost un bun. A fost un bun. Mai ales cu mine, ca ginere. Știți cum e? Acum vreau să vă zic așa, știți cum e? Ca orice bărbat. Mai ai discuții cu nevastă în casă și asta. El niciodată nu-i punea parte lui... Da, și nu-i nu te întrebau. El nu m-a întrebat ce fac eu, de ce o cer pe cuțin soară. De el față cu el mă încertai. Da, când era ceva, eu îi spuneam direct de față. Pe el nu-mi interesa ce zic eu. E tot partea mea, tot cu mine.